grădina lui Geo. Astăzi a venit vremea să ne ocupăm puțin de pini și mai exact este acel moment al anului în care pinii fac acele candele și prin acele candele ei cresc. Noi, ca să-i ținem sub control și ca să-i formăm ca și niwaki, vom rupe acele candele, iar din acele candele vom face un sirop, candele sau muguri, vom face un sirop de pin foarte, foarte gustos. Voi face o rețetă care am mai făcut-o și în trecut, și anume cu miere de albini. Nu vom folosi zahăr, apă sau alte ingrediente, ci doar unguri de pin și miere de albin. Rețeta este foarte simplă, vom culege acei unguri de pin, din propriu spus culege, deoarece eu în timp ce îi rup voi forma și copacul ca să devină pe viitor niwaki, să-l formăm ca și niwaki. Iar ce voi rupe, adică mugurii, mă voi folosi de ei făcând un sirop sănătos. Foarte simplu de făcut, combinăm muguri de pin cu miere de albin, îi lăsăm 2 săptămâni la macerat într-un loc ferit de razele soarelui și după 2 săptămâni vom avea un sirop care îl putem bea cu apă minerală și lămâie, puțin ghimbir, delicatese pe timpul verii. Haideți să ne apucăm de treabă. Acesta este unul din pinii care lucrez de vreo 3 ani ca și niwaki. Această lucrare se poate face o singură dată pe an când apar aceste candele. Poate mulți dintre voi, când intrați într-o pepinieră, într-un magazin unde se vând plante și găsiți de vânzare acești copăcei în stil japonez, poate vă speriați de prețuri. Ei bine, prețul se reflectă în timpul de lucru, deoarece acești copaci se pot lucra o singură dată pe an și ca să ajungi la o anumită performanță, la o anumită formă, acestui copac îi trebuie timp ca să-l putem forma, să ajungem la forma dorită. De aceea și costul se reflectă în această chestie. Haideți, avem o găletușă aici care vom strânge acești muguri, aceste candele. Vă explic pe scurt ceea ce voi face. Pur și simplu vom rupe acest mugure. De unde l-am rupt, el va forma automat la anul alți 3 mugurași, ceea ce va însemna 3 noi ramuri. Dacă îl vom rupe de tot la anul, mugurii vor apărea undeva în partea de jos sau în partea unde nu avem nimic. Deci dacă îi rupem total, la anul vor apărea aici. Dacă îi rupem doar pe jumate sau depinde cât vrem să rupem, cât vrem să lăsăm crenguța să se formeze creangă, ca aici, da? Deci eu vreau atât. Aceasta va rămâne ca și creangă, iar aici la anul vor apărea încă 3 muguri. Și acest proces se repetă an de an până când vom forma globulețele dorite. Vă dați seama că durează. Nu-i chiar așa
ușor. Plus munca, plus timpul necesar pentru formarea acestui copac. Rupem aceste candele până când vom umple găleata. Am strâns mungurii de pin. Am strâns o găletușă de munguri de pin. Le vom spăla bine sub jet de apă. După care vom amesteca cu miere de albine. După ce am spălat bine mungurii de pin, îi vom lăsa puțin la scurs și vom începe rețeta noastră. Ne vedem în bucătărie. Uitați-ne și în bucătărie. Am lăsat puțin la scurs mugurii de pin. Avem pregătită mierea de albine, o miere de salcâm, un borcan în care vom face toată această combinație și vom începe prin a adăuga un pat de muguri. Într-un borcan. Borcanul să fie cât mai mare, deoarece cantitatea pe care o vom pune aici se va dubla și punem mierea de albine. Mai punem încă un pat de muguri, un pat de miere de albine și tot așa până când vom termina mierea sau vom ajunge la jumatea borcanului. Trebuie și o lingură de lemn. Să aranjăm puțin aici acești muguri. La scurs toată mierea aceasta. Dacă mierea este calitativă, acest sirop nu va fermenta, nu se va strica. Așa ne vom da seama dacă mierea este calitativă. În cazul în care el începe să fermenteze în următoarele 2 săptămâni, înseamnă că mierea nu este naturală 100% și clar de asta și ce s-a scurs toată mierea bine, ca să nu pierdem nicio picătură, pentru că albinele muncesc din greu pentru această miere, pentru această minune a naturii. După ce s-a scurs toată mierea, vom încerca să amestecăm puțin în acest borcan. Ca mierea să cuprindă toți mungurii ăștia de aici. Vom pune și capacul și vom întoarce puțin borcanul invers ca mierea să fie prezentă pe toți mungurii borcan, ca să lasă cât mai mult
ce am făcut chestia asta, punem capacul și ne vedem peste 2 săptămâni. Hei, bine v-am găsit din nou. Ce repede au trecut cele 2 săptămâni. Așa e în videoclipurile astea. Săptămânile trec parcă ar fi secunde. Au trecut cele 2 săptămâni. Am lăsat siropul amacerat. Așa se prezintă el după 2 săptămâni. Vedeți că s-a înmulțit, a lăsat zeama respectivă, nu a fermentat. Asta înseamnă că mierea a fost calitativă și nu a avut tot felul de porcării băgate în ea, cum se găsește de obicei pe piață. Fac tot felul de artificii, cu zahăr, tot felul de nebunii ca să înmulțească mierea. Deci mierea a fost în regulă, bineînțeles am luat-o de la o persoană de încredere pe care o știu. Vom răsturna acest conținut în niște sticle. Avem nevoie de o leică și de o strecurătoare, bineînțeles. Și vom strecura tot conținutul în sticle. Să văd cum reușesc. Nu reușesc, haideți să pun cumva telefonul și revenim. Da, am făcut un artificiu, am pus telefonul și nu mă descurcam și cu telefonul în mână și cu acest borcan. Telefonul deoparte și vom strecura, după cum spuneam, siropul direct în sticle. Din toată combinația care am făcut-o, mi-a ieșit aceste 2 sticle de sirop. Sirop de pin. Sirop foarte, foarte bun și sănătos. Chiar acum vom face un pahar de suc din acest sirop, să vedem ce a ieșit, dar eu cred că a ieșit ceva foarte bun, nu are ce să fie rău și nu este pentru prima dată când fac acest suc. Da, mie îmi place să-l fac după cum am aici, cu lămâie. Am cules și puțină mentă din grădină, mentă proaspătă. Turnăm puțin sirop. Avem o apă minerală. Forte.
dimineața, dacă aveam și niște gheață era totul minunat, dar este bun și așa pentru că afară este frig și plouă. Este o băutură foarte bună pe timp de vară când este canicula în floare. Această variantă, după cum știți, este varianta de sirop de mugur de pin cu miere de albine. Există și varianta cu zahăr. Se face prin fierbere, se ia o cantitate de mugur de pin, se pune apă peste până când îi acoperă, se lasă la fiert jumate de oră, o oră, până când apa devine lăptoasă, după care se strecoară, se scot mugurii de pin, se strecoară bine apa și se măsoară apa, deoarece în funcție de cantitatea de apă pe care, de fiertură pe care o aveți în recipientul respectiv, va trebui să puneți la fiecare litru de apă un kilogram de zahăr, după care o fierbeți din nou până când apa respectivă, fiertura respectivă devine fluidă și la culoare asta arămie. Acesta este un sirop de mugur de pin cu zahăr. Deci trebuie să aibă culoarea asta arămie și să fie fluid ca o miere de albine. Atunci îți dai seama că este gata. Se toarnă în sticle direct fierbinte ca să se sigileze cumva sticla respectivă, după care se consumă la fel cum am făcut eu astăzi acest pahar. Fiecare îl consumă după gust. Aici ar mai fi mers și puțin ghimbir, îi schimbă aroma. Îmi place să folosesc condimente. Și ce să vă spun, să aveți o vară frumoasă și răcoroasă. V-am salutat și ne vedem la următorul video.